în partea destinului. Nativii peștii, să spunem că în 2020, în primul rând, au acces la resursele altora. Este un an în care peștii primesc pe mână bani, resurse pe care trebuie să le administreze. Deci ei sunt încă de la începutul anului în rolul de administratori sau sunt în rolul de consultanți. De aceea foarte mulți nativi pești vor dori să migreze de la statutul de angajat către statutul de antreprenor sau de consultant, pentru că foarte mulți pești nu se vor mai regăsi în situațiile profesionale. Să spunem că la începutul anului va exista pentru nativii pești o zguduire a locului și a rolului lor în cadrul grupurilor, al organizațiilor, al asociațiilor din care fac parte. Foarte mulți pești, de exemplu, se vor dezice de implicarea lor într-o echipă, vor dori să părăsească o echipă, vor dori să își găsească, de exemplu, o altă asociație care corespunde cu interesele lor. E vorba foarte mult despre nevoia peștilor de a-și păstra integritatea, de a nu se abate de la drumul lor și de a se asocia doar cu acei oameni care corespund din punctul de vedere al standardelor lor de calitate. De aceea este un an care începe cu foarte multă mobilitate pentru nativii pești. Dacă nu le convine undeva, nu le mai convin condițiile, peștii vor pleca de data aceasta fără să întoarcă înapoi privirea. Deci, iată că anul aduce foarte multă adaptare, foarte multă schimbare în acest peisaj al anturajului, al grupurilor, chiar și al relațiilor de prietenie. Vom vedea că peștii vor renunța uneori la prietenii de o viață, întrucât vor considera că anumite persoane nu mai joacă un rol definitoriu în existența lor. Capricornul, populat de atâtea planete, ocupă pentru nativii pești casa 11, care pe lângă acest aspect al asocierilor și al grupurilor și al echipelor, are și conotația de perspectivă, de clarviziune, de planuri de viitor. Au un simț extraordinar de anticipare peștii în anul 2020. Peștii sunt zodia aflată permanent cu 2-3 pași înainte, mai mult decât vărsătorii parcă, deci sunt cei mai intuitivi și atunci ei vor avea niște flash-uri, niște intuiții. Vor pleca, de exemplu, din anumite circumstanțe la timp. Deci ei au această protecție divină de a face lucrurile la timp. Ei simt dinainte că ceva va fi în neregulă. De exemplu, părăsesc o firmă din poziția de contabil fix cu o lună înainte ca patronul lor să fie anchetat penal sau pus sub acuzare. Am dat un simplu exemplu despre ce înseamnă intuiția peștilor. Ei, practic, miros pericolele și au această capacitate de a face o mutare decisivă, inexplicabilă pentru ceilalți, dar pe care ei o simt din tot sufletul. De aceea, anul 2020 este un an în care ei trebuie să se bazeze foarte mult pe flair, pe instinct, pe intuiție și este un an extrem de irațional, mai ales că Uranus este în continuare în Taur, în casa a treia, prin urmare, mintea lor este sclipitoare, ei au străfulgerări, visează noaptea și a doua zi pun în practică. Deci este un an al deciziilor spontane pe care nu și le pot explica, pe care nici ceilalți nu și le pot explica. Foarte mulți se vor uita cu mirare la deciziile peștilor în anul 2020, dar peste un timp se va adeveri că nativul pești a avut dreptate și toată lumea se va întreba, dar de unde a știut? Da, este foarte interesant anul 2020 pentru nativii pești. Ei au o forță care nu i-a devitalizat în 2018 și în 2019. Dimpotrivă, ea a devenit mult mai mare, mult mai puternică. Deci, practic, tot ce
au strâns ei, toată munca, toată intuiția aceasta, capacități extrasenzoriale. Vom vedea foarte mulți pești care și-au dezvoltat niște capacități extrasenzoriale de mare forță, pe care în 2020 vor avea ocazia să le pună în practică. Vor veni cu un bagaj energetic, spuneam, deci în ciuda efortului pe care l-au făcut, ei s-au încărcat și nici de cum nu au devenit mai slabi. Ei fac parte dintre zodiile care au un flair deosebit, fiind o zodie exclusiv spirituală. Peștii vor avea ca atare preocupări spirituale într-un an spiritual. Vor avea capacitatea de a pune în practică lucruri deosebite. Acest sextil pe care Neptun îl face cu toate planetele în Capricorn la începutul anului le propune lucruri pe care ar trebui să le facă, să nu le mai amâne. Amânările nu fac parte din impunerile destinului, ei nu trebuie să fie influențabili, ei nu trebuie să fie lipsiți de credință, ei nu au voie să fie depresivi în 2020, ei nu au voie să fie, să se lase induși în eroare diverse persoane, ei trebuie să fie puternici, trebuie să fie concentrați, trebuie să fie cei mai buni în domeniul lor, de asemenea trebuie să se asocieze doar cu persoanele care sunt de foarte bună calitate din punct de vedere energetico-spiritual. Și dacă s-ar putea, chiar și pentru peștii care au profesii mai concrete, mercantile, să aibă și o preocupare în domeniul spiritual-religios, ar fi ideal, pentru că are și în întâmpinarea acestui Neptun în semnul lor, care este cel mai mare cadou pe care ar putea să-l aibă un nativ. Începând cu 5 mai, este foarte semnificativ că destinul din Gemeni se va muta în casa a patra, care, reamintim, este casa familiei, a locuinței, a casei. De aceea vom vedea că în anul 2020 foarte mulți nativi pești se așează la locul lor, atât din punct de vedere simbolic, cât și din punct de vedere fizic. Este un an în care nativii pești pot să aspire sau pot să facă pași concreți către amenajarea unei locuințe așa cum își doresc ei, către achiziția unei locuințe, către investiția într-un teren pe care vor construi o casă peste niște ani de zile. Deci este un an în care peștii identifică locul corect atât ca spațiu pe hartă, ca poziție geografică, cât și ca poziție socio-profesională. Ei, cum spuneam, schimbă echipa și își găsesc locul în noua echipă sau condițiile sunt de așa natură încât transformările din echipa din care fac parte sunt în avantajul lor și atunci ei decid să rămână acolo. Deci această componentă a apartenențe este extrem de semnificativă pentru pești în 2020, în sensul în care ei se stabilizează din punctul de vedere al locuinței, din punctul de vedere al locului, dar și din punctul de vedere al sentimentului de a fi recunoscuți de către ceilalți. Deci, practic, în 2020, peștii aspiră și ușor-ușor găsesc calea spre acel loc, atât pe hartă, cât și din punct de vedere socio-profesional, unde ei sunt apreciați, unde ei sunt bine primiți, unde sunt recompensați cum se cuvine. Da, foarte mare putere pentru ei și chiar și putere de decizie. Îi sfătuim pe nativii pești ca în 2020 să nu le permită celor din jurul lor să ia decizii în locul lor, pentru că este un an în care intuiția lor este destul de impecabilă, astfel încât să nu aibă nevoie de influența celorlalți, pentru că de câte ori vor asculta alte păreri, s-ar putea să nu fie chiar ideal. Deci să aibă curajul să-și asume responsabilitatea propriilor decizii, să nu meargă pe mâna altora, pentru că destinul știe foarte bine cum să le dicteze și astfel încât să facă exact ceea ce trebuie. Nu trebuie să le fie frică să intre și în activități noi, de mare anvergură, sau să spunem să încurajeze un alt tip de proiect sau o altă afacere sau chiar pe undeva poate să aibă și un loc de muncă colateral cu cel principal. Bineînțeles, nu să muncească în exces, să-și asculte, spuneam, flerul și intuiția și să speculeze puțin mai mult în sensul frumos mediul relațional. Este un mediu relațional ușor atipic în 2020, cu oameni care vin și pleacă, cu oameni care apar, dispar, dar de fiecare dată când apar, ei au un rol foarte bine determinat în viața peștilor. Nici o persoană nu apare în viața acestora fără să aibă ceva de spus.
indiferent despre ce este vorba. Poate fi vorba despre lucruri care sunt sugestii, poate fi vorba despre propuneri, despre promisiuni și așa mai departe. Ei sunt practic într-un colimator în care propriile decizii sunt cele mai importante. Nu este un destin al comparativului. Peștii nu vor trăi în comparativ în 2020, ei vor trăi pur și simplu, își vor trăi propriul destin, un destin foarte conturat, foarte bine organizat și direcționat de către divin, spuneam mai ales benefic pentru acei pești care au ales o viață spirituală și, repet, chiar și dacă nu au o viață exclusiv spirituală și sunt mai mercantili, le recomandăm să aloce măcar o oră, două pe zi și acestui domeniu. Ei vor simți per total că trăiesc în sfârșit viața lor și au mult prea puțină implicare în viața celorlalți. Așa este. Iată câte aspecte, Valeriu, cu totul și cu totul deosebite în 2020. Și încurajatoare. Încurajatoare, dar un an mai ușor.